casă face parte din arcanele majore. Ea este numerotată cu cifra 3, fiind considerată cartea creației. Cifra 3 reprezintă Trinitatea, creativul potențial, Sfânta Treime. Împărăteasa este reprezentată de o figură feminină cu părul blond îmbrăcată într-o rochie lungă, împodobită cu trandafir, ce șade pe un divan în mijlocul unei grădini luxuriante. În mâna dreaptă, împărăteasa ține un sceptru, terminat cu un glob. Pe pământ, lângă ea, se află un scut, un scut în formă de inimă, cu simbolul astrologic al lui Venus, un simbol feminin, a cărui semnificație denotă dragostea maternă. Marea preoteasă este simbolul mamei. Mama natură, cea care aduce toate lucrurile în ființă. În pădurea din spatele împărătesei, vedem un râu care se termină cu o cascadă. Iar în fața sa vedem un câmp. Iar în fața sa vedem un câmp de grâu. Acestea sunt elemente ale naturii. Împărăteasa are grijă de ordinea naturală a lucrurilor. Împărăteasa este simbolul creației, indiferent că ne referim la viața amoroasă, la artă sau la lumea materială. Împărăteasa este uterul în care ideea, pasiunea se formează și așteaptă să se nască. De aceea simbolul său este Venus, zeița frumuseții și a iubirii. Totuși, împărăteasa simbolizează mai mult decât abundența și senzualitatea. În momentul în care împărăteasa apare, ea ne arată că trebuie să avem răbdare. Pentru a realiza ceea ce ne-am propus, trebuie să avem răbdare. Împărăteasa reprezintă idei noi ce se pot pune în practică, dar trebuie să avem grijă să nu exagerăm. Cam atât despre împărăteasă, despre arcana majoră numerotată cu 3. Nu uitați să vizionați și celelalte videoclipuri pentru a învăța semnificațiile tuturor cărților. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Pe data viitoare! Salutare tuturor, eu sunt Evelina, bine!